Ne așteaptă o criză economică? Eu sunt mai optimist decât vocile pe care le aud în spațiul public. Cred că, în general, sectoarele afectate de pandemie, ca economist vă spun, au o elasticitate mare, adică cererea sigur că a scăzut, de exemplu, în domeniul Horeca, dar va reveni la fel de brusc și poate chiar vom vedea mai mulți oameni care vor să plece în vacanță, sătui să stea în casă și în momentul în care lucrurile vor reveni la normalitate, o să vedem o evoluție accelerată a sectorului Horeca. De asemenea, dacă ne uităm la construcții, România e singura țară din Uniunea Europeană unde sectorul construcțiilor a fost pe plus, chiar în semestrul anterior, deci inclusiv cu economia închisă am reușit să ieșim pe plus și asta sigur că e și efectul politicilor statului. Vă spuneam, investițiile în infrastructură și în general preocuparea de a dezvolta, de a investi, de a contura un viitor.